Ne simțim foarte bine. Eu vreau, pentru că am fost primul erou, da, a clubului, eu vreau pur și simplu în acest moment, pentru orice activitate, și o să mă susțineți, orice activitate trebuie să aibă un om care să se implice totalmente, ca totul să meargă bine, ca totul să fie bine. Și vreau să vă zic că fără Svetlana Vizitiu, probabil nu ar fi fost clubul nostru așa cum este și ceea ce postează ea pe rețele de socializare, întotdeauna parcă vine ca un balsam pe sufletul tău și întotdeauna este un om foarte atent, foarte sincer. De-aia și eu mi-am dorit să-i fac un cadou. Un cadou Svetlanei și cred eu acest cadou o să încălzească și ei inima și sufletul, pentru că ceea ce fac eu în marea mea pasiune, cea mai mare pasiune, rămâne ar fi televiziunea. Dacă am existat 27 de ani, sigur că așa este, dar mai am o pasiune de ceva timp, pictura, și de aia eu cred că aceste orhidei Eu înțeleg, dar pune-o mai aproape. Ai.